Criza de medici care deservesc medicina de urgență se adâncește. Unul dintre medicii din Centrul de Primiri Urgențe Pediatrie a fost dus duminică seară cu ambulanța la Iași din cauza unor probleme cardiace grave. Situația vine în contextul în care un medic de la urgențe a fost dus la Iași la finele săptămânii trecute, iar un altul a părăsit UPU pentru a lucra la ambulanță. Astfel, acesta este al treilea medic care devine indisponibil în medicina de urgență botoșăneană. Doctor, un coleg de-al dumneavoastră a devenit pacient. Pacient. A devenit pacient, da, am aflat. Colega mea, domnișoara doctor Vasilică, a acuzat în cursul zilei de ieri dureri abdominale în regiunea epigastrică, s-a prezentat în cursul serii la unitatea de primire urgențe și a fost diagnosticat cu infarct miocardic. A fost transferat ulterior la Iași. Am vorbit dimineața cu dumneavoastră ei, au fost montate două stenturi, starea generală este bună. Problema este că din cei trei câți eram, am rămas doi medici și este destul de greu, ca să nu spun de-a dreptul imposibil, să asiguri 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână, să asiguri continuitatea serviciului în doi medici. Asta înseamnă că faceți zi două zi, nu gărzi de acum? Teoretic și practic, da. Și tot teoretic și practic, nimic nou sub soare, cum se spune, adică și până acum cam cu aceleași probleme ne-am confruntat, respectiv cu deficitul de personal medical superior, respectiv de medici. Ar fi problema cam pe următor. Am două colegi care sunt în concediu de creștere a copilului și mai suntem noi trei, dintre care una din colegii are un copil cu probleme și cam 10 zile pe lună și a concediu. În concluzie, ca să sistematizez, două, chiar trei săptămâni pe lună lucrăm în doi medici, ceea ce se întâmplă cam de 4-5 ani de zile. Este un efort și fizic și psihic. Adică imaginați-vă că aici lucrez cu părintele care vine surescitat, speriat, care și până începi să-i explici, că stai să vezi că nu e chiar așa de situația de... Adică mai mult duci muncă de lămuriri cu părinți, cu aparținători. La adulți măcar te duci, vorbești cu adultul și îl tratezi, îi faci toate investigațiile. Aici, după ce ai consultat copilul, trebuie să încerci să lămurești și părintele și trebuie să te pliezi pe nivelul fiecăruia. Doctor, în decurs de o lună, trei colegi din medicina de urgență din Botoșani au avut de suferit. Unul chiar, din păcate, a decedat, doi cu probleme cardiace. Vă dă de gândit? Și dacă mă gândesc, rezolv ceva? Sau pot să amâna ceva? Asta este. Trebuie să privim lucrurile așa cum sunt. Repet ce vă spuneam și mai înainte. Volumul de muncă este foarte mare și depinde de nivelul fiecăruia de a suporta acest stres în ultimă instanță. Probabil că suntem la o vârstă la care mai acumulăm și alte comorbidități și la un moment dat și cu efortul ăsta care îl facem, mai clacăm. Suntem și noi obosiți ca și medici, suntem și noi expuși ca și medici, așteptăm forțe noi, proaspete, bune, de muncă, nu vin. Care întârzi să apară. Da, da. Și ne descurcăm greu. De multe ori trebuie să supliniți oarecum, eu știu, supra-solicitarea medicului, dacă un medic este solicitat cu un caz. Nu, ne completăm. Ne completăm, nu suplinim medicul. Noi suntem asistenți, facem treaba noastră, dar ne completăm. Ca asistenți sunteți suficienți? Suntem suficienți ca asistenți în condițiile în care am fi toți la muncă. Dar nu suntem. Sunt mulți colegi bolnavi. Foarte mulți din colegii asistenți care colegi, cu COVID sau cu alte afecțiuni, pentru că nu numai COVID-ul ne doboară, fiind atât de supra-solicitați. Supra-solicitarea aceasta din ultimii 2 ani începe să-și pună cuvânt. Eu știu, aveți mai mulți colegi în concedii, mai mulți... Da, suntem și psihic și fizic, suntem mai obosiți. Suntem.